Bine ați venit înapoi la canalul nostru de YouTube. Eu sunt Laurențiu. Iar eu sunt Alexandra. Suflete gemene în armonioasă, studența lui Jeff Shelia și Ascension Coach afiliați cu Twin Flame Universe. Mi-a plăcut cum Alexandra a făcut. Da. Și astăzi vrem să vorbim cu voi despre cum este să-ți creezi viața perfectă împreună cu sufletul geamăn. Să dăm câteva exemple din viața noastră, însă vrem să vă dăm cheia acum ca să o puteți să folosiți, chiar să începeți să o folosiți chiar acum, pentru că indiferent dacă sunteți sau nu împreună cu sufletul geamăn, conceptul este același, însă în momentul în care sunteți cu sufletul geamăn, poate vor exista mai multe schimbări în viața voastră. Și cheia aici este mereu să urmărești să te simți din ce în ce mai bine în toate ariile vieții tale și să nu-ți fie frică să te schimbi sau să schimbi lucrurile în jurul tău în momentul în care nu se mai simt bine. No? Mm-hmm. Da. Da, și ce înseamnă asta? Înseamnă că, mai degrabă îți dau un exemplu pentru lucrurile astea. Când eram în apartamentul precedent, am ajuns, mi-a plăcut la început, eram foarte bucuroși, am început să ne dezvoltăm acolo, dar după destul de mult timp, după ce am stat acolo și tot am trăit, după am ajuns să vedem, dar nu, cumva, dacă vreau să ne dezvoltăm pe noi și misiunea noastră divină, nu mai puteam, nu mai reușeam, pentru că nu aveam locul necesar, nu aveam spațiul necesar, pur și simplu nu se simțea bine să ne dezvoltăm acolo. Și ce s-a întâmplat a fost că ne-am gândit, ok, avem nevoie de un loc unde să avem și un birou, un calculator, ca să putem să stăm, nu să fim pe pat sau pe canapea și să facem toate lucrurile astea. No. Nu era așa de confortabil. Și aici a venit schimbarea, că noi ne-am simțit destul de constrânși în momentul ăla, am făcut exerciții oglinzii și după aia ne-a venit ideea, dacă de fapt ne-am schimbat unde am locuit. Și am fost, ok, hai să ne uităm. Și după aia ne-am uitat, am făcut iară mai multă vindecare pentru lucrurile care au apărut. Și după aia ne-a apărut apartamentul perfect și acum suntem în acel apartament. Și după aia doar am făcut schimbarea și chiar au fost lucrurile mai bune, că acum avem mai mult spațiu. Dar și acum apar alte chestii care, ok, ne simțim bine, totul e ok, dar iară vine următorul nivel. Și ce vreau să zic cu acest exemplu este nu că niciodată nu o să stai în același loc sau că nu o să fie lucrurile, nu o să fie de ajuns, dar că o să te schimbi foarte repede în ceea ce îți dorești din ce în ce mai mult. Și asta e frumos pentru că ajungi să te descoperi ce îți place din ce în ce mai mult. Pentru că ca să descoperi ce îți place mai mult, trebuie să fii în jurul la acea decizie. Trebuie să vezi, să explorezi acea decizie. Deci, explorarea e foarte, foarte importantă aici. Da, și mai ales când ești împreună cu sufletul geamăn, asemenea schimbări poate să vină foarte, foarte rapid. De exemplu, o să dăm exemplu aici de casă, de locuință, pentru că este în centrul, cum ar veni, oricărei relații, oricărei familii, fiecare familie are o casă, sperăm... Dacă vă uitați la acest videoclip, aveți o locuință unde să stați și aveți anumite lucruri care poate vă plac foarte mult la locuința pe care aveți și poate lucruri care nu vă plac. Și, de exemplu, cred că cu toții la un moment dat ne-am gândit în viața noastră cum ar fi să fie casa noastră perfectă sau cum aș vrea să... Tipica întrebare de interviu la job, cum vrei să-ți arate viața peste 5 ani, chestii genul ăsta. Ei bine, în momentul în care eu m-am gândit la aceste lucruri înainte să fiu cu Laurențiu, ei bine, viziunea mea s-a schimbat total din acel punct. Eu credeam că o să fiu mereu o fată de oraș care vrea să stea la bloc și să, nu știu, aici așa să îmi construiesc cumva familia și să fiu cu soțul meu și să creștem împreună cum putem în apartamentul nostru de la bloc. Eu am fost tot așa crescută la bloc și da, asta a fost viziunea mea de viață acum 5 ani, să zicem.
Dar cunoscându-l pe Laurențiu și mai ales în momentul în care am fost împreună, am trecut prin foarte multe situații împreună, da? Prin foarte multe provocări, prin foarte multe... pur și simplu prin foarte multe locuințe, să zicem, la același lucru. Acest lucru se aplică în absolut toate arile din viața ta, însă luăm exemplu cu locuința. Și, de exemplu, la început, când am devenit iubit și iubită, ca să zic așa, am stat o scurtă perioadă de timp cu părinții lui. Și după aia am decis să plecăm, să stăm și noi la apartamentul nostru, să fie totul în regulă, în chirie, bineînțeles. Și ne-am uitat la un apartament cu o singură cameră în chirie, undeva în afara orașului. Și a fost foarte bine pentru o perioadă, ne-a plăcut foarte mult. Doar că la un moment dat a devenit foarte greoi pentru noi să stăm în afara orașului. Asta era foarte costisitor pentru mine ca și energie. Și pentru mine tot ca, da, și energie. Și pentru tine. Că... Atunci nu aveam nici mașină. Am avut la un moment dat... Am avut pentru scurtă perioadă mașină. Mașină, dar în general mergeam cu bicicleta la magazin sau lucruri de genul ăsta. Ceea ce era destul de... Adică la început a fost interesant, am avut destul de multe experiențe frumoase, dar după un timp mi-am dat seama că poate aș vrea lucrurile un pic mai diferit. Da. Și asta a trebuit cumva să stăm în acea situație și să vedem, ok, ce ne place, ce nu ne place. Pentru o perioadă chiar ne-a plăcut foarte mult această experiență să stăm în afara orașului, să mergem cu bicicleta. Chiar am avut o iarnă întreagă în care am mers cu bicicleta și ne înghețau genele. Și era pentru noi, era, chiar dacă sună asta, pentru noi a fost foarte amuzant și distractiv în acel moment. Și asta ne-a făcut să ne simțim bine. Dar la un moment dat lucrurile au început să se schimbe și să dorințele noastre, cum ar veni, să se schimbe, da, dintr-o parte în alta. Și atunci am hotărât să ne mutăm într-un alt apartament cu două camere de această dată, în care era mult mai în centrul orașului. Deci ne-am mutat din afara orașului în centrul orașului. Și a fost iarăși o experiență foarte frumoasă. Am avut foarte multe amintiri plăcute acolo, foarte multe experiențe. Da. Aveam un parc lângă, era super frumos așa ca și zonă, ca și loc în care stăteam. Însă la un apartament cu două camere, în felul în care vroiam noi să continuăm să evoluăm în viața noastră, am observat că nu este de ajuns, să zicem, la un moment dat. Și că trebuia să ne schimbăm din nou. După aceea am luat decizia să ne mutăm, bineînțeles, în acest apartament în care suntem acum, și să avem trei camere. Acum suntem într-un apartament cu trei camere. Și și aici avem foarte multe lucruri care ne plac, care ne fac să ne simțim foarte bine, și faptul că, de exemplu, putem să avem un loc în care să... Să filmăm și nu trebuie să tot schimbăm setup-ul, să tot trebuiască să ne schimbăm. Da, este foarte bun pentru noi. Da, în momentul ăsta. Da, este foarte, foarte plăcut pentru noi acest mediu pe care ni l-am creat, să zicem așa. Și a fost natural pentru noi să ne schimbăm, pentru că mereu am ascultat, ok, ce se simte bine și ce nu se simte bine. În primul caz a fost foarte clar, eram prea departe și era foarte obositor și costisitor pentru noi să fim atât de departe de oraș, având în vedere locuri de muncă, magazine, toate astea, eram departe de aceste lucruri și atunci am ales să schimbăm lucrurile în viața noastră pentru a fi mai aproape de centru, de locuri de muncă, de toate aceste lucruri. După aia, ascultând mai mult, am avut o perioadă în care ne-am simțit foarte bine și am ascultat după aia, ok, ce se schimbă acum? Cum putem să mai creștem? Ce mai avem aici de explorat? Și am simțit nevoia unei camere în plus. Și asta a fost schimbarea pe care am făcut-o. Și cu sufletul geam, în asemenea schimbări, pot să devină foarte frecvente, foarte rapide și nu trebuie să ne fie frică de aceste schimbări, pentru că doar împreună cu sufletul geamăn doar cădeți de acord, ca să zic așa, asupra stilului de viață pe care vreți să-l aveți, asupra
felului în care vreți să se dezvolte lucrurile în viața voastră și doar ajungeți să vă cunoașteți pe voi și vă din ce în ce mai mult și să, da, să vă manifestați visele. Exact. Și aici este important că chiar dacă sunteți, chiar dacă nu sunteți, tot puteți să vă creați. Este... Împreună cu sufletul geamăn. Da. Da. Puteți să vă creați viața perfectă, doar că cumva sufletul geamăn tot timpul să vă ajute să faceți lucrurile astea la un nivel mai înalt de rapiditate. Pentru că alta e o chestie care, oh, îmi place chestia asta, hai să fac așa, și Alexandra vine, mie nu-mi place asta. Și ok, ce facem acum? Hai să vedem cum ne simțim în legătură cu asta și după asta. Da, mie îmi place asta și ei, nu-ți place de fapt. Și după asta mergem prin blocaj să vedem cu adevărat, ne place, nu ne place. Și după aia când vedem, ok, să zicem că nu ne place, ok, hai că dau drumul asta. Și după aia vedem, ok, dar ce facem în situația asta? Și după aia căutăm împreună o rezolvare. Și, na, dacă nu ești încă împreună cu sufletul geamăn, totuși poți să vezi ce vrei tu și până la momentul ăla să ajungi acolo, tu tot poți să dezvolți lucrurile care îți plac ție. Să zicem ceva, un exemplu din viața mea, a fost cu calculatorul. Mie îmi plac foarte mult calculatorul, să mă joc jocuri video și atunci cumva am început să-mi construiesc asta, să-mi construiesc un calculator și eu să-mi cumpăr piesele și l-am dat, mi-am luat niște piese, m-am simțit bine, dar după am zis că am nevoie de cea mai puternic și tot așa am schimbat până am ajuns la cea mult mai puternic. Și tot ceea de genul faci e ca și exemplu cu casa. Da, exact. E exact același principiu, nu m-am aplicat pe o altă arie a vieții, ca să zic așa, în cazul acesta un calculator. Și scopul aici este doar ca tu să te simți din ce în ce mai bine, da? Pentru că asta înseamnă să-ți construiești visele și să-ți manifestezi visele împreună cu sufletul geamăn, este să te simți din ce în ce mai bine. Și, de exemplu, ăsta a fost procesul prin care noi am trecut ca să ne simțim din ce în ce mai bine cu locuința în care trăim. Da, și cu viața noastră, să ne creăm viața perfectă. Exact, și cu viața noastră în general. Și încă lucrăm la aceste lucruri, încă dorim să mergem mai departe în această arie și să ne dezvoltăm și mai mult. Și cine știe ce o să se mai întâmple în viitor. Probabil o să vedeți pe canalul nostru de YouTube. Însă, da, aceasta este ideea videoclipului. Sper că v-a plăcut și să nu uitați să ne dați un like la videoclip și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Și ne vedem în următorul videoclip.